Miere și ceaiuri naturale, lumânări parfumate, handmade, produse cosmetice, dar și piese vestimentare au fost expuse în piața Ștefan cel Mare și Sfânt din Iedineț în cadrul Expo Târgului pentru voi, femei frumoase. Acesta a adunat 30 de producători autohtoni și meșteri populari. Marin Dragomir deține peste 450 de familii de albini. Acum 10 ani, din dragoste pentru natură și țara natală, acesta și-a început propria afacere dulce. În apicultură și în export, în procesare, ambalare, suntem din anul 2013. Am cercetat piața Uniunii Europene, am văzut care sunt cerințele, am acumulat practici și am încercat să creăm ceva la noi acasă. Compania fondată de tânărul apicultor este prima din Republica Moldova care produce miere cremă cu diferite gusturi de fructe liofilizate. Fiecare kilogram de miere este testat, certificat și ambalat cu grijă. Am încercat să facem un ambalaj care este atât comod pentru copii, pentru mămici, gama kids. Am încercat noi ca părinți să înlocuim produsele noastre care le avem de la bunici, din magiunuri, dulcețuri care le avem, cu miere cu fructele liofilizate. Suntem unii și care avem utilaj de cremare a mierii prin vacumare. Și lumânările Galinei Samoșchina din orașul Drochea au fost la mare solicitare. Meșterița a adus la târg cele mai frumoase bijuterii din parafină. O lumânare aduce căldură sufletească, lumină și o plăcere foarte mare. Ia ca de exemplu această lumânare, o vedeți, ideea aceasta am adus-o din Marea Britanie. Această lumânare este protejată că e în pahar. A doilea idee este că ea este aromatizată și este frumoasă, frumoasă. Vedeți, aici este trandafirașul și sunt aici flori uscate, care eu le usuc vara și apoi le implementez în lucrări. Iar Alina Timuș a venit de la Chișinău pentru a pune pe rafturi primii vestitori ai primăverii, mărțișoarele. Am venit cu o gamă largă de mărțișoare, adică avem și compoziții, m-am străduit să fac diverse. Pentru copii, împletite manuale, cu broșe, sunt zile numărate la primăvară. Și lumea de-amu se interesează, se uită, le place. Potrivit organizatorilor, Expo Târgul din acest an este dedicat celor mai scumpe și gingașe ființe femeilor și are drept scop promovarea și susținerea producătorului autohton. Am vrut să le aducem puțin sărbătoare, soare și să le aducem ceva bucurie în suflet, cât mai multe momente pozitive. O să vedeți cât de creativ și cât de bravo sunt producătorii noștri. Ce standuri au, ce prezență au la târg, ce produse de calitate, produse ecologice sunt aici. Îmi pare bine că noi redescoperim astfel de producători la nivel regional. Cumpărătorii spun că produsele aduse la târg sunt de calitate și la prețuri accesibile. Calitatea e mai bună ca în toate celelalte magazine și e foarte des vin la noi, iar maroace de este să fac. Și de atât de noi suntem aici că știm că ceva o să cumpărăm calitativ. Nu sunt prima dată la acest târg, îmi place foarte mult tot asortimentul care este aici. Toate produsele care sunt naturale, am încercat chiar și miere și din uleiurile astea am încercat tot. E toate târgurile îmi plac. Cât mai multe evenimente pentru producători locali, cu atât mai frumos și mai bine pentru noi. Expo Târgul pentru voi, femei frumoase, este la cea de-a 7-a ediție și este organizat cu sprijinul primăriei din Iedineț. Târgul se desfășoară în perioada 8-10 februarie.